Bună seara! În ședința de guvern de astăzi au fost mai multe acte normative pentru implementarea Planului Național de Investiții și Relansare Economică. Așa cum ne-am angajat la lansarea acestui program economic al guvernului condus de premierul Ludovic Orban, în 30 de zile de la data lansării, obiectivul guvernului este să adopte toate actele normative necesare pentru implementarea măsurilor de sprijin economic pe termen scurt pentru companiile și angajații afectați de criza provocată de epidemia cu coronavirus. În acest sens, au fost dezbătute în această ședință de guvern și adoptate mai multe acte normative, un prim pachet de acte normative pentru implementarea Planului Național de Investiții și Relansare Economică. Îl invit pentru început pe Ministrul Fondurilor Europene, domnul Marcel Boloș, să prezinte actele normative adoptate în această ședință de guvern, care privesc implementarea unor măsuri de sprijin din Planul Național de Investiții și Relansare Economică. Bună seara, mulțumesc! O primă informare și un prim subiect este cel legat de gazele naturale. Prin decizia 4460 din 7 iulie 2020, care a fost comunicată României în cursul zilei de ieri, Comisia Europeană a aprobat finanțarea proiectelor care privesc racordul populației la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Este programul național pe care Guvernul României l-a avut menționat în programul de relansare economică. O primă etapă a acestuia este în valoare de 200 de milioane de euro și se va derula în perioada de programare 2014-2020 și continuăm negocierile pentru cea de-a doua etapă, așa cum ne-am angajat pentru perioada de programare 2021-2027 pentru 800 de milioane de euro. Este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când România asigură finanțarea unor astfel de proiecte pentru racordul populației la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. În ședința de guvern următoare vom veni cu proiectul de ordonanță de urgență pentru reglementarea tuturor particularităților care țin de derularea programului național și, așa cum am informat și în debutul ședinței de guvern, începând cu data de 1 august, intenționăm ca să aibă loc depunerea proiectelor, astfel încât unitățile administrativ-teritoriale, primăriile în special, să poată să beneficieze de această finanțare care a fost aprobată de Comisia Europeană. Este o măsură și un program național care este așteptat de către majoritatea populației și în perioada următoare, așa cum am precizat, urmează să detaliem toate aceste măsuri care țin de implementarea programului național. O a doua măsură este cea legată de programul național destinat studenților. Este un apel de proiecte pentru care depunerea cererilor de finanțare va avea loc începând cu data de 15 iulie 2020. Valoarea programului național este de 30 de milioane de euro și în funcție de solicitări, prin mecanismul de supracontractare, valoarea va ajunge la poate să ajungă la 150 de milioane de euro. Este vorba de susținerea antreprenoriatului studențesc. Este vorba de un număr aproximativ de 4500 de locuri de muncă care se vor crea prin susținerea acestui program național și de trei forme de sprijin financiar pe care urmează să le asigurăm. Pe de o parte, este vorba de acordarea de granturi pentru studenți cu
valoarea minimă de 40.000 de euro pentru două locuri de muncă create, urmând ca valoarea grantului să poată crește până la 100.000 de euro pentru un număr de maxim 5 locuri de muncă create în afacerile pe care le propun pentru finanțare. O a doua formă de sprijin tot în cadrul proiectului este legată de asigurarea unei burse sociale pe o perioadă de 6 luni, perioadă în care studenții deprind și se formează în ceea ce privește abilitățile antreprenoriale, perioadă în care beneficiază de o bursă de 650 de lei pe lună și apoi, odată cu demersurile care le fac pentru afacerea care urmează să o finanțeze, pentru locurile de muncă nou create vor putea beneficia pe o perioadă de un an de zile de 2250 de lei pe lună, astfel încât pachetul pe care îl oferim în cadrul programului național să răspundă cât mai bine nevoilor pentru proiectele care se vor depune și să fie un program național de succes pentru susținerea inițiativelor pe care tinerii din România le au. O a treia măsură este cea care a fost aprobată pentru persoanele vârstnice. Este vorba despre tichetele de masă electronice pentru un număr de aproximativ 260.000 de pensionari. Pentru persoanele vârstnice, condițiile care trebuie să le îndeplinească sunt cele legate de vârstă. Persoanele vârstnice de peste 75 de ani urmează să beneficiază de această schemă de sprijin, cu condiția ca să aibă o pensie socială de 704 lei, așa cum astăzi avem cuprins în reglementările legale în vigoare. Este de asemenea o măsură pe care Guvernul României a aprobat-o și care sprijină în mod direct partea de rețea Horeca, care are în vedere un buget în valoare de 100 de milioane de euro. Acestea sunt cele trei măsuri pe care Guvernul României astăzi le-a aprobat și le-a discutat. Urmează ca pentru ceea ce înseamnă programul național de gaze naturale să adoptăm măsurile așa cum ele au fost prezentate și să putem pune în aplicare toate aceste programe naționale care fac parte din programul de relansare economică al României. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru! Dați-mi voie să continui cu prezentarea actelor normative aprobate în ședința de guvern. Planul Național de Investiții și de Relansare Economică, așa cum a fost prezentat el public de către guvernul Orban, are mai multe paliere de acțiune. Pe de o parte, granturi de sprijin pentru companii și pentru angajații afectați de efectele epidemiei cu coronavirus. Pe de altă parte, așa cum a prezentat mai devreme domnul ministru Marcel Boloș, sunt avute în vedere și persoanele defavorizate, persoanele vulnerabile, în risc de sărăcie, pentru care au fost pregătite măsuri de sprijin. O altă componentă importantă, dacă vreți, al doilea capitol mare al Planului Național de Investiții și Relansare Economică are în vedere zona de investiții publice masive pentru perioada următoare și, în acest sens, în această ședință de guvern au fost adoptate câteva acte normative pentru deblocarea sau accelerarea unor proiecte de infrastructură, fie că vorbim de infrastructura rutieră sau de investiții în dezvoltarea locală, la care voi face referire în cele ce urmează. Pentru a încheia însă prezentarea actelor normative care fac parte din zona de măsuri de sprijin pentru domeniul economic, în această ședință de guvern au fost dezbătute în primă lectură și adoptate sub în vederea
primirii avizului Consiliului Legislativ pentru ședința următoare, urmând a fi adoptate în forma finală, alte ordonanțe de urgență în zona economică. Astfel, un proiect de ordonanță de urgență privește programul IMM Leasing. Este un program pe care Guvernul României, condus de premierul Ludovic Orban, l-a anunțat anterior, face parte din Planul Național de Investiții și Relansare Economică și în cadrul acestui program, întreprinderile mici și mijlocii pot apela la soluția finanțării achizițiilor de echipamente și utilaje prin intermediul societăților financiare non-bancare, ca o posibilitate, ca o opțiune în plus acordată întreprinderilor mici și mijlocii care doresc să apeleze la un astfel de instrument. Potrivit actului normativ adoptat în primă lectură în ședința de guvern de astăzi, avansul pentru o astfel de finanțare pentru IMM-uri este zero. Valoarea finanțării, valoarea maximă a finanțării este de 5 milioane de lei pe beneficiar și sunt garantate achizițiile de echipamente IT și utilaje. Un alt program prevăzut în cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică este programul de garantare a creditelor pentru investiții și capital de lucru pentru companiile mari. Similar cu programul IMM Invest, care în acest moment a ajuns deja la un plafon de garantare aprobat de peste 10 miliarde de lei, prin noul program propus astăzi în cadrul ședinței de guvern, această schemă de garantare va fi administrată de către Exim Bank și, în acest sens, prin ordonanță de urgență, a fost modificată legea de organizare și funcționare a băncii de export-import a României Exim Bank, tocmai pentru a da posibilitatea acestei instituții bancare să administreze și astfel de instrumente de garantare pentru companiile mari. Schema de garantare pentru creditele pentru investiții și capital de lucru pentru companiile mari a fost notificată la Comisia Europeană și a fost aprobată. Prin urmare, în această ședință de guvern a fost adoptat un prim act normativ necesar pentru implementarea acestui program, care vizează modificarea legii de organizare a Exim Bank. În ședința de guvern următoare va fi adoptată forma finală a acestui act normativ și ulterior vor fi pregătite actele normative pentru implementarea efectivă a schemei de garantare. Un alt program în zona economică, de această dată pentru stimularea dezvoltărilor imobiliare și a sectorului construcțiilor, vizează modificarea programului cunoscut ca Prima Casă. În noua formulă propusă de Ministerul Finanțelor Publice, programul se va numi Noua Casă și sunt câteva modificări importante aduse în cadrul acestui program pentru a stimula dezvoltarea imobiliară și sectorul construcțiilor și în același timp pentru a veni în sprijinul celor care doresc să achiziționeze în perioada următoare o locuință nouă. Astfel, s-a majorat plafonul pentru creditele pentru achiziția de locuințe noi, de la 70.000 de euro la cel puțin 140.000 de euro, cu o valoare a garanției de 80% din valoarea creditului. Este o modificare substanțială, radicală, care are în vedere dezvoltarea sectorului imobiliar, inclusiv pentru locuințele de până la 120 de metri pătrați, astfel încât cei care au posibilitatea și doresc să acceseze o astfel de facilitate să poată achiziționa și apartamente mai mari decât cele care sunt în prezent pe piață prin programul Prima Casă. Și această ordonanță de urgență a fost adoptată în primă lectură, urmând ca după primirea avizului de la Consiliul Legislativ să fie adoptată în formă finală în ședința următoare de guvern. În domeniul investițiilor au fost adoptate câteva acte normative pentru
realizarea unor obiective de investiții prevăzute de asemenea în Planul Național de Investiții și Relansare Economică al Guvernului României, numit Reclădim România. Astfel, a fost aprobată hotărârea de guvern pentru adoptarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea unui cămin studențesc la Universitatea de Vest din Timișoara, cu o valoare de 138 de milioane de lei. În Planul Național de Investiții și Relansare Economică, guvernul s-a angajat în realizarea unor facilități și în modernizarea și dezvoltarea centrelor universitare din țară, iar acest obiectiv de investiții, pe lângă cele deja aprobate în această zonă, face parte din planul guvernului de realizarea acestor proiecte de infrastructură locală. Tot pentru zona de investiții a fost aprobată în ședința de guvern din această seară și hotărârea de guvern privind indicatorii tehnico-economici pentru realizarea, pentru o construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență din Timișoara. Valoarea investiției este de 250 de milioane de lei și este derulată prin Ministerul Sănătății. Acest obiectiv face parte din Planul Național de Investiții în ceea ce privește modernizarea, construcția, modernizarea și reabilitarea spitalelor județene sau orășenești prevăzute în program. Tot la capitolul investiții a fost adoptată hotărârea de guvern privind realizarea exproprierilor necesare pentru realizarea autostrăzii Sibiu-Pitești. Vorbim de secțiunea 5, Curtea de Argeș Pitești, valoarea exproprierilor se ridică la 40 de milioane de lei. Este un proiect de act normativ necesar pentru asigurarea frontului de lucru în vederea accelerării și realizării lucrărilor la acest obiectiv important de infrastructură rutieră, autostrada Sibiu-Pitești, care deja, spre deosebire de guvernările anterioare, este în acest moment în execuție. Pe tronsonul Sibiu-Boița deja se lucrează și iar alte tronsoane au fost deja licitate și contractate, iar în ceea ce privește secțiunea 5, Curtea de Argeș-Pitești, în acest moment se fac exproprierile necesare. În fine, un alt act normativ adoptat în ședința de guvern din această seară este o ordonanță de urgență în domeniul achizițiilor publice. Aceasta a fost adoptată în prima lectură în ședința de guvern anterioară, ca urmare a declarării neconstituționale a ordonanței 23/2020 în privința unor aspecte legate de funcționarea unor instanțe chemate să judece contestații la proceduri de achiziții publice, ca urmare a deciziei Curții Constituționale. Noua ordonanță de urgență în domeniul achizițiilor publice pune în acord textul actului normativ cu decizia Curții Constituționale și în același timp adoptă soluțiile pentru accelerarea și simplificarea procedurilor de achiziție publică. Astfel au fost stabilite termene fixe de evaluare a ofertelor, detaliate pe diverse tipuri de proceduri, a fost redus timpul controlului ex ante prin digitalizarea acestui control și, de asemenea, prin aplicarea unui mecanism informatic pentru proceduri simplificate în evaluarea ofertelor. Este un act normativ extrem de important în vederea simplificării procedurilor de achiziție publică. Acestea au fost principalele acte normative adoptate în ședința de guvern din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!